Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Vă mulțumesc pentru aprecieri. Paște fericit, Hristos a înviat tuturor. Am să fac acum o citire intuitivă cu cărții de oracol. Am pregătit aici trei cărți pentru a afla surpriza acestei săptămâni minunate, luminate. Așadar, gândindu-vă la ceva care poate doriți să aflați, un răspuns la o întrebare sau o dorință, dacă se îndeplinește, vă puteți gândi la aceasta. Și să vedem la varianta aleasă ce răspuns va da oracolul. Varianta numărul 1 este varianta pietrei verzi, varianta numărul 2 este varianta pietrei albe, varianta numărul 3 este varianta pietrei roșii. Alegeți intuitiv varianta cu care rezonați și să vedem ce răspuns va da oracolul în funcție de varianta care o alegeți. Am să încep cu varianta pietrei verzi. Vedem, pentru piatra verde, ce ați ales? Ați ales niște bani. Banii. Deci așteptați-vă la un viitor mai bun legat de bani, vă vin niște bani, vă vin niște câștiguri, niște oportunități de câștiguri. Așadar, este o săptămână, această sfârșit de lună, pentru cei care v-ați ales această variantă, este un sfârșit de lună plin de fericire. Este un moment de bucurie, deoarece lucrurile vor merge exact în direcția sperată. Voi poate v-ați făcut deja niște planuri, v-ați făcut niște calcule și aceste calcule la voi se îndeplinesc. Așa vor ajunge să le veți rezolva situația așa cum v-ați dorit, pentru că o meritați. Este un număr norocos care va ieși aici, numărul 6, și așadar rezultatele muncii voastre, eforturile voastre și a intuiției voastre, în sfârșit, vor fi concretizate. Deci intuiția voastră v-a dus într-o direcție potrivită. Intuiția voastră v-a spus cum puteți să aveți niște câștiguri, cum vă puteți înmulți câștigurile, cum puteți să aveți un succes, o reușită. Și în dragoste, să știți că dacă sunteți singuri, poate că deja aveți în vedere pe cineva, vă place de cineva. Deci pentru cei singuri este foarte posibil că faptul, voi deja, chiar dacă sunteți singuri, aveți în vedere pe cineva de mult timp, vă place de cineva de foarte mult timp, și s-ar putea ca în această săptămână să apară momentul perfect de a vă cunoaște, de a vă spune sentimentele față de această persoană. Este foarte posibil ca și cealaltă persoană să-i placă la fel de mult ca și voi. Deci este o săptămână în care veți avea niște revelații, poate în dragoste, pentru cei singuri. Da? Deci, posibil apare o persoană care era deja în interesul vostru, interesată de voi sau și voi interesată de aceasta de foarte mult timp. Vă cunoașteți de mult timp, dar poate că nu v-ați declarat intențiile sau poate vă cunoașteți doar din vedere, de la distanță. Și acum această situație poate deveni mai concretă, sau să vă și cunoașteți. Dacă sunteți deja cu o anumită persoană, atunci relația este stabilă și poate să ducă chiar către o căsătorie, către o posibilitate de a forma o familie. Așadar, veți avea o săptămână cu noroc, care e și pe partea banilor, că și pe partea dragostei. Pentru bani, indiferent de situație, să știți că această săptămână pare că va aduce câștig, mai ales câștiguri meritate. În general, este o săptămână așadar în care veți avea suficienți bani ca să trăiți demn. Voi vă doriți poate o astfel de situație în care să trăiți demn, să câștigați bani într-un mod cinstit, demn, într-un mod onest, într-un mod care să vă facă să vă simțiți bine, să vă simțiți fericiți. Și pentru muncă, această carte anunță că munca voastră va fi răsplătită. Puteți să vă așteptați chiar la un contract avantajos sau la o înaintare în profesia voastră, în carieră, să creșteți, ceva care să vă aducă mai mulți bani. Poate apar oportunități de câștiguri mai mari în jobul care îl aveți sau apare un job care să vă dea posibilitatea de a câștiga mai bine. Deci, surpriza pentru voi în această săptămână pare că este câștigul, oportunitatea de a câștiga în relație sau în afacere, în situația legată de muncă, de profesie, carieră. Haideți să vedem numărul 2. Wow! Voi v-ați ales aici această carte a familiei, a unor prieteni, a unor întâlniri între persoane, niște perechi aici care se. Aveți poate vreo reuniune, vreo întâlnire la nivel de societate sau la nivelul vostru personal cu o anumită persoană care vă va aduce un câștig, o oportunitate, vă va aduce un succes, un beneficiu, vă va aduce o fericire. Poate că această carte vorbește despre faptul că voi în această săptămână veți avea poate întâlniri pe surpriză cu familia, niște evenimente.
sau întâlniri pe societate, unde cuvântul vostru va fi ascultat, vă vin niște vești bune. Cartea, practic, veți avea poate vreun interviu și pe care îl veți lua cu bine sau în orice caz, veți avea niște răspunsuri favorabile, un ajutor, veți avea niște reacții pozitive, veți plânge de bucurie. Aș putea să spun că pe surpriză la voi poate veni o veste care să vă umple inima de bucurie, care poate fi legată și de un eveniment de familie, de prietenie, de un eveniment de căsătorie, de botez, de nuntă, de sărbătorirea cuiva, de împăcarea cu cineva. Deci pare că vin niște răspunsuri favorabile, niște vești pe care voi le așteptați și au legătură cumva cu casa, cu familia, cu cercul vostru de prieteni, de cunoștință. Așadar, este o săptămână cu noroc și pentru a doua variantă, cu reușită, cu realizare. Să vedem la a treia. La a treia variantă ați ales această carte a unei doamne, doamne în vârstă, poate apărea o călătorie, poate apărea o vizită, o îndoială, o clarificare pe care poate o veți face cu o anumită persoană. Veți fi poate într-o situație în care trebuie să faceți o călătorie, un drum undeva, poate că vă veți primi vești de la această persoană sau invitații să vă duceți sau vă vine în vizită. Este foarte posibil că va trebui cumva să dați dovadă de mai multă maturitate, să reveniți la realitate, să nu vă mai faceți poate iluzii, să nu mai ignorați anumite posibile, posibile probleme. Deci poate că nu este o soluție, poate să ignori realitatea, să o negi sau să... Deci e cumva, cineva te va avertiza, îți va spune că nu mai poți să mai ocolești o problemă, trebuie să te confrunți cu ea. Este cumva, s-ar putea cumva în această săptămână, pentru cei care v-ați ales această a treia variantă, în care să vă dați seama că curiozitatea nu este bună, adică nu e bine să te bași cum ar veni întrebări la altora. Nu e bine să... Poate să lași pe alții să fie prea invazivi în viața ta sau prea curioși. Cumva este, în orice caz, e o săptămână în care vei avea poate o revelație, în care vei constata că e mai bine poate să fii mai sincer sau să ai de-a face cu persoane care mai mature, mai înțelepte, mai mature în sensul să aibă înțelepciune, care sunt mai oneste, sunt mai sincere, pentru că în acest fel îți dă mai multă stabilitate. În dragoste este foarte, dacă v-ați gândit la legat ceva de dragoste, atunci este foarte posibilă că vei face o clarificare, vei ști ce ai de făcut, știi ce să alegi, vei da dovadă poate de mai multă înțelepciune sau poate pentru unele dintre voi, unii dintre voi poate să fie vorba că e vorba de o ezitare pe care o ai în dragoste. Nu știi cum să acționezi, nu știi ce să faci, nu știi ce să mai crezi. S-ar putea și legat de bani să constatați că aveți cheltuieli mai mari decât vi le puteți permite, sau că trebuie să schimbați o strategie, va trebui poate să faceți niște economii, va trebui poate să priviți lucrurile și din alt punct de vedere, în ceea ce priveți banii, cum vă câștigați banii sau cum cheltuiți banii, etc. Cumva aici este nevoie poate de a deveni mai înțelepte, mai oneste cu voi sau cu cineva anume, aici poate ține și de o altă persoană, poate că aveți de rezolvat o problemă legată de bani cu o persoană mai în vârstă sau voi dacă sunteți o persoană în vârstă, poate vă gândiți să ieșiți la pensie, cine știe. Se pare că este o săptămână în care veți clarifica ceva. La fel și legat de muncă, dacă v-ați gândit ceva legat de profesie, muncă, carieră, aici o să vă dați seama poate că ați făcut niște erori, niște greșeli și că e timpul să... schimbați ceva pentru că mai există posibilitatea să schimbi ceva, poate și cu mai multă răbdare și în înțelepciune, poate dând dovadă de mai multă înțelepciune. Aici, cum s-ar spune, veți afla niște secrete, poate, veți descoperi pe cineva care v-a ascuns ceva sau poate descoperi niște intrigi aici. Aveți niște dubii, poate legate de o anumită intrigă, de o anumită persoană, de sinceritatea cuiva. Deci asta este ca surpriză pentru această săptămână în care maturitatea și înțelepciunea pot clarifica niște lucruri, pot rezolva mai bine problemele.
cu răbdare, cu înțelepciune, poate că cerem mai multe informații despre o anumită călătorie, despre o anumită persoană, pentru o anumită vizită puteți afla niște secrete. Cam asta e ce pot să spun și la a treia variantă, varianta cu piatra roșie. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri în trei variante pentru această săptămână, surprizele săptămânii. Vă mulțumesc că vizionați acest video. Vă doresc în continuare o săptămână minunată, binecuvântată. Paște fericit, Hristos a înviat, la revedere, să iubiți, să fiți iubiți!